Poate v-ați întrebat vreodată câți români primesc salarii peste 5.000 de lei și cât sunt plătiți cu minimul pe economie. Ei bine, doar 4% dintre angajații din România au salarii de peste 5.000 de lei pe lună, în timp ce aproape 30% sunt plătiți cu salariul minim pe economie. Potrivit datelor de la Inspecția Muncii citate de presa centrală, din cei aproximativ 4.580.000 de angajați cu contracte de muncă înregistrați în aplicația Revisal, sub 200.000 primesc salarii peste 5.000 de lei. Cei mai mulți dintre aceștia lucrează în București, după care, la mare distanță, urmează județele Ilfov, Cluj și Timiș. De partea cealaltă, județele cu cei mai puțini angajați care primesc peste 5.000 de lei brut, sub 300 de persoane, sunt Vrancea, Vaslui, Ialomița și Mehedinți. Aproape 30% din angajații României sunt plătiți cu minimul de 975 de lei brut, în timp ce peste jumătate dintre ei primesc salarii cuprinse între salariul minim și salariul mediu pe economie între 975 de lei și 2415 lei. În București, aproape 200.000 de angajați câștigă salariul minim, capitala fiind urmată de Bihor peste 50.000, Prahova peste 49.000 și Constanța peste 48.000. În județul Suceava, aproape 39.300 de persoane au salariul minim pe economie. Circa 40.100 de suceveni sunt remunerați cu salarii minime și medii, între salariul mediu și 5.000 de lei se înscriu 5.258 de suceveni și doar 515 au salarii peste 5.000 de lei. În județul vecin Botoșani, aproximativ 14.000 de persoane lucrează pe salariul minim și 365 au salarii peste 5.000 de lei.